Ce nume ați dat copilului vostru? Petru Izvonaș Armando. Ce cere de la Biserica lui Dumnezeu pentru Petru Izvonaș Armando? Iubiți părinți, voi a cerut botezul pentru copilul vostru, prin aceasta vă luați obligația de a-l educa în sfânta credință, așa încât împlinind poruncile să înveți a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele după exemplul lui Hristos. Vă dați seama de această datorire? Da. Iubiți nași, sunteți dispuși să ajutați pe părinți la îndeplinirea datoririlor ca acest copil să devină bun creștin? Da. Petru Izvoraș Armando, Biserica noastră creștină te primește cu mare bucurie în rândul fiilor săi. În numele ei eu te însemn cu Sfânta Cruce. După mine, părinții, împreună cu nașii, te vor însemna cu acela semn al lui Hristos, Mântuitorul. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, mulțimile aduceau copiii la Iisus ca să-și pună mâinile pe ei, dar ucenicii doșeneau astru pe cei care îi aduceau. Văzând aceasta, Iisus a supărat și le-a spus: lăsați copiii să vină la mine, nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Vă spun adevărul, cine nu primește împărăția lui Dumnezeu asemenea unui copil, nu va intra în ea. Și Iisus îi lua pe copii în brațe și binecuvânta, punându-și mâinile peste ei. Riece, Gospodinea lui. Iubiți părinți, iubiți nași, iubiți credincioși, cu mare bucurie, Hristos îi primește pe toți aceia care îl caută și îl vină în întâlnire. Dorința voastră este aceea de a oferi copilului Dumnezeu. Nimic nu este mai sigur în lumea aceasta decât mâinile lui Dumnezeu. De multe ori poate ne gândim că Dumnezeu nu ne poartă de grijă, dar conform învățătorii bisericii și a minunilor și a sfinților și a pusnicilor, susțin că Dumnezeu, atunci când omul crede că este abandonat, chiar atunci Dumnezeu îl duce în palme, în mâini, în brațele sale divine. De aceea și voi ați încredințat și doriți să încredințați copilul lui Dumnezeu, pentru că acest copil este darul iubirii lui Dumnezeu, dar și a lucrării voastre, a iubirii voastre, pentru ca orice suflet care este venit în această lume să fie o împlinire a iubirii lui Dumnezeu și o împlinire părintească. De aceea, Bunul Dumnezeu vrea să lucreze cu noi și prin Sfântul Botez promite că va avea grijă de fiecare dintre noi care suntem botezați în numele Sfintei Treimi. Botezul este un fel de contract pe care Dumnezeu îl încheie în cazul acesta între părinți nași și el pentru copilul acesta. Însă acest contract are obligații, dare și drepturi, de aceea noi trebuie să avem grijă ca împlinirea poruncilor lui Dumnezeu să fie o modalitate de a trăi, de a mărturisi, de a se ruga. Dumnezeu nu dorește pe nimeni să lase de izberiște, ci dorește să-i arată calea, să-i arată scopul vieții. Noi știm că atunci când botezăm pe cineva, cum o să auzim și în rugăciune, este ca o trăire a morții față de păcat și o înviere împreună cu Hristos la viața veșnică. Așa cum venim în această lume, plecăm din această lume. De aceea Iisus, care este atotputernicul, Mântuitorul și Salvatorul nostru, este acela care ne arată că suferințele acestei lumi, problemele acestei lumi și, în ultimul rând, moartea acestei lumi, nu sunt scopul vieții noastre, nu sunt scopul credinței noastre, ci este un conținut al învățăturii sale care ar trebui să ne înalțe, care ar trebui să ne ducă spre patria cerească,
spre împlinirea iubirii lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. De aceea noi să-L invocăm pe Iisus, Domnul nostru, ca Duhul Sfânt să coboare asupra acestui copil, asupra părinților, asupra nașilor, asupra tuturor celor care au primit botezul, ca să binevoiești prin taina morții și învierii tale, să luminezi sufletul acestui copil, să-l faci să se nască la viața cea nouă a Harului și să-l primești în Sfânta Biserică. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești la pace, ca prin Harul Botezului și al Mirului, acest copil să devină ucenicul tău și mărturisitor fidel al Evangheliei tale. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești și-l conduce pe acest copil pe calea Sfințeniei, ca și el să dobădească viața veșnică împreună cu Sfinții tăi. Ca să binevoiești și ajuta pe părinți și nași să devină o pildă vie pentru acest copil. Ca să binevoiești și a păstra mereu familia acestui copil în iubirea ta. Ca să binevoiești și a renui în noi toți harul Sfântului Botez. Iubiți credincioși, cei care sunt botezați intră în comuniunea Sfinților, care sunt mijlocitorii lor în fața lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm, Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinte Ioane Botezătorule, Sfinte Iosife, Sfinților Petru și Paul, toți Sfinții și Sfintele lui Dumnezeu, Satanei, Duhul cel rău și să-l conducă pe om din întuneric la viața veșnică, în împărăția ta. Te rugăm cu umilință, eliberează pe acest copil de păcatul strămoșesc, fă din el templu al măririi tale, o locuință a Sfântului Duh, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Eu te uncun de lemnul mântuirii, iar Hristos Mântuitorul să te întărească cu puterea sa, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Fraților prea iubiți, să ne rugăm lui Dumnezeu Atotputernicul că El să se renască din această apă și Duhul Sfânt. Dă-i un scaun, poți să stai jos dacă poți, bine? Nu știu dacă nu te simți bine. Păi nu are loc de rugăciune. Doamne, te rugăm să coboare în această apă puterea Sfântului Duh, pentru ca cel care va primi taina botezului, înmormântat fiind în moarte împreună cu Hristos, să vie împreună cu El la viața cea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Iubiți părinți, iubiți nași, copilul pe care l-ați adus urmează acum să fie botezat. Dumnezeu, în iubirea sa, îi va da o viață nouă prin renașterea din apă și Duhul Sfânt, pentru ca viața dumnezeiască pe care o primește în dar să fie ocrotită împotriva păcatului și să se dezvolte din zi în zi, vouă vă revine obligația de a-L educa în credința lui Hristos. Așadar, în puterea credinței voastre, sunteți hotărâți să împliniți această obligație, amintindu-vă totodată de botezul vostru, lepădați-vă de păcat și mărturisiți-vă credința în Iisus Hristos, care este și credința bisericii în care va fi botezat copilul vostru. De aceea vă întreb, vă lepădați de Satana? Ne lepădăm. Și de toate faptele lui? Ne lepădăm. Și de toată trufia lui? Ne lepădăm. Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credem. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și șade la dreapta Tatălui? Credem. Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică? Credem. Aceasta este credința noastră, aceasta este credința Bisericii și noi suntem fericiți că o putem mărturisi în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dragi părinți, voiți așadar ca Petru, izvoraș Armando,
să primească botezul în credința bisericii, credința pe care a mărturisit-o împreună? Da. Care te-a eliberat de păcat și te-a renăscut din apă și Duhul Sfânt, El te unge cu terenul mântuirii. Pentru ca făcând de acum parte din poporul lui Dumnezeu, să rămâi mădulară lui Hristos, preot, profet și împărat pentru viața veșnică. Petru, izvoraș Armando, ai devenit o nouă făptură și ai fost îmbrăcat cu Hristos. Această haină albă să fie semnul demnității tale, ajutat de cuvintele și exemplul celor care te iubesc, păstrează-o nepătată pentru viața veșnică. Primiți lumina lui Hristos. Vouă, părinților și nașilor, vă este încredințată această lumină pe care trebuie să o întrețineți aprinsă fără încetare. Aveți grijă ca acest copil al vostru, lumina de Hristos, să trăiască totdeauna ca fiu al luminii și rămânând statornic în credință să poată și în întâmpinarea Domnului, când va veni împreună cu toți sfinții în împărăția cerurilor. Domnul nostru Iisus Hristos, care a făcut pe surdii să audă și pe muții să vorbească, să-ți dăruiască harul de a asculta cu bucurie cuvântul Său și de a mărturisi credința spre lauda și mărirea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Amin. Acest copil renăscut prin botez se numește și este cu adevărat copilul lui Dumnezeu. Prin Sfântul Mir, el va primi plinătatea Duhului Sfânt. Când se va apropia de altarul Domnului, el va lua parte la masa jertfei sale și, înconjurat de mulțimea fraților, se va putea adresa lui Dumnezeu numindu-L Tatăl. Acum, în numele Lui pătrunde de Spiritul unor adevărați copii al lui Dumnezeu, acel Spirit pe care l-am primit cu toții, să ne rugăm împreună așa cum ne-a învățat Domnul. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Zdravă Mario, milosti bună, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dumnezeu cel atotputernic, care prin Fiul Său născut din Fecioara Maria a dat tuturor mamelor creștine fericita speranță că fiilor vor ajunge la viață de veci, El să te binecuvânteze pe tine, mamă. Și precum astăzi aduci mulțumire pentru darul de a fi mamă, tot astfel împreună cu copilul tău să rămâi mereu recunoscătoare lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amen. Dumnezeu cel atotputernic, care dăruiește viață în timp și în veșnicie,
El să te binecuvânteze pe tine, Tată. Ca împreună cu soția ta să fiți primii mărturisitori ai credinței pentru copilul vostru, prin cuvânt și faptă, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dumnezeu cel atotputernic, care ne-a renăscut din apă și Duhul Sfânt pentru viața veșnică, El să vă binecuvânteze pe voi nașilor și pe toți care sunteți de față, pentru că întotdeauna și pretutindeni să fiți mădularele Dialului Hristos, care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Se pare că Petru Izvoraș Armand o să doarmă, să crească frumos, sănătos, să vă bucurați și ca părinți, și ca bunici, și ca comunitate. Sperăm să aibă și frați, să aibă și surori, dar are foarte mare, au de ce să se tragă copiii, dar mai glumim așa un pic. Într-adevăr, copiii sunt o problemă, dar sunt cea mai mare bucurie. Într-adevăr, le creează probleme, diferite probleme, dar dacă primești, lași ceva în urmă. De aceea și Dumnezeu spune că cel mai important lucru este copiii. Copiii sunt singurii pe care îi ducem cu noi în cer, sau vin după noi în cer. De aceea Dumnezeu să vă binecuvânteze, să nu uitați să vă faceți datoria de bun creștin și să vă rugați. Dar eu vă doresc în continuare să aveți o petrecere plăcută. Gospodin slama! Blagoslovio vas svemo gotivo, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Nu,
Thank you.
Nu mai e, 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 nu mai e
samo ne mora sve da zna. Reci mu prijatelj samo ne mora sve da zna. Svako znati da smo se volili mi i da su netragom svojim nestali naši sni i da su netragom svojim nestali naši sni. Prince na konju belom.
Svakome sve. Svaki čovjek ima slabosti i mane, a moje su eto društvo i kafane. Zato što sam takav, nek ti nije žao, prihvati me samo. Veruj meni ljubavi, da na svetu cijelu ne postoji nigde princ na konju belu. Postoji nigde princ na konju bijelom. Mane, a moje su eto društvo i kafane. Zato me ne pitaj, niskijem sam i desam, prihvati me samo. Thank you.
Thank you.
Da, 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 da. Special pentru Cuscri. Muzicantule, ți-am dat locul, nu faci. Mișto. Da, m-a zis o Robertine cu asta și m-a zis că trece aș trebuie. Haide, mă rea. Ce să spun, Ghiță? Ce să spun, Ghiță? Thank you.
Vale.
Thank you.
Thank you.
mulți ani, toată 10 sene și familia sa frumoasă! La fratele meu! Special pentru nașii de mare valoare! Pentru Nando special să trească! Te v-ați și medie! Pentru dororile astea de valoare, prințesele! Pentru copiii frumoși! Pentru decuțul tău de mare valoare care de la el a plecat șmecheria. Să știe că-i pe recepție prima deschidere de la Viorel. Spartanul, bă! Să știe! Pentru toată lumea prezentă, să cânte Toni și orchestra asta numărul 1. Pentru nota asta de 10 sene, mai ati în reper dacă vreau. Trăiască copiii mei, I'm gonna make it.
Cerva de o iagodi,
frumos vorbiți-vă. N-a ținit doamna banii, n-a ținit doamna banii, soarta mea până de tine, soarta mea, soarta mea. Să știe. Una, două, trei, să mergă!
îți face bine. De școala majoră acolo să face și noi o ascultare frumoasă ca pe zonă originală. Da, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Melodia asta frumoasă, cea mai frumoasă piesă de la Tony. Ușoare, puternele și toți, da? Carlos, aici lângă mine. Special pentru doamna la buia și toată familia ei frumoasă. Pentru un salin special! Pentru Ali, fratele nostru! Puțin vas la mine, super vechi! Și mai așa la mine puțin! Ușor, băi, ușor, ușor! Sunt de 20 de euro! Cu mare drag! Să trească Cosmin al nostru, băi! Trească toată familia lui! Fratele lui Ion!
fratele nostru. Iau ce spune pentru Cosmin Juniorul. Cea mai nouă piesă cântată acum aici. Iată! Și când video s-a mai dat bine. Și pentru părinții noștri, să țină Dumnezeu sănătoși încă 50 de ani. Masă. Am văzut o moză cu băiatul meu, ce micuț era. Am văzut o moză ca băiatul meu, ce micuț era. Un fădatul meu cu fiii mei, norocul și mei, familia puterea mea, adică ta. Cu fiii mei, norocul și mei, sunt un tată de vădă, copiii nu m-au lăsat, copiii nu m-au lăsat. Când nu vreau oameni, Doamne, vreau băiatul să-l văd mare, vreau băiatul să-l văd mare. Acolo minor.
Ține acord acolo. Faceți Tomi o rată masă scurtă, după care dăm drumul la sistem. Masul la mine, băți. Acum azor. Eu sunt pentru eu să facă o doină originală. Masul puțin. Și în special pentru șeful, dar la el a plecat șmecheria. Pe Traino Papo. Și ne poate seara. Domnilor de Traion! Hai, Traione, dă-te banele. Controlul și eu acum, cum e de asta? Da, mai e bine de Spartano. Și domnul Rosalind. Tot asta la plăcerea vărului. Tot melodia asta la plăcerea vărului. Milion, mulțumim frumos! Unde cunoște și
Mai vreun ororile lui de mare valoare, cele mai frumoase, mai am puțin din atac. Și pentru tata lui special, să trăiască! Pentru frații lui, pentru măicuța lui! Și toată lumea prezentă, să mai din halul ăla puțin, te rog. Și pentru copilașii lui de valoare! Și pentru Nando special, Armando, 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 Armando! Să știe. Separat de 250 de euro și fără număr de la ochiul nostru, fără sănătos. Iauzi, iauzi, ta, 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 ta. Oh,
tu Ricky și Roger și pentru Mirela, soția cu domnul Ion. Pentru bucureșteni, prietenii lui, Preasca Brașov, o ții și Ioana din partea lui domnul Ion.
mașina lui Ion. Să trăiască! Cine e regele meu? Cine e domnul meu? Ioară regele meu? Toată împăratul meu? Ce familie frumoasă! Multă lume dușmanasă! Hai de dar în
astăzi și una frumoasă domajor acolo. Mai mânca, mai disperat. Mișcă două. Hai, drească țiganii noștri frumoși. Să
Să-ți trească băiatul tău și voi toți să fiți sănătoși. Vreau puțin din faptul tău. Da, 1, 2, 1. No! Mai sunt Cătălin Ciorca, Tori Tornela, după care intră Tori. Original! Și pentru frățiorile, pentru Adi, pentru Floriț. Pentru Mondira, pentru părinții mei, să-ți trăiască ce iubești, frate. Mai maestre! Thank you.
pot să crească cu iubare la schimbă. Tot pentru Mario! Să trească! E, 2, 3, 4!
Bașca! Forța! Consider la vroină de traină armată să o azat vroină armată. Pentru Alesia, de masa ta! Pentru toată lumea prezentă! Armando, da? Armando! Ginardo! Crească Ginardo boxiorul! Și pentru soacra lui! Să crească mondiala soacra lui Ginardo! Și pentru domnul Buta, care de la el a plecat șmecheria, de la domnul Buta. Și bunica ta, să trăiți să fii mândru. Bune, am tău, domnul Ione! Și merge pe ține! Marșu! Am primit, marșu! Dom, 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 dom!
joc. Ha. Yeah.
euro. Întoarce-o din dincolo, ala încoace. Special pentru tata lui! Tata! Oh,
apoi mai undă. Tot din seara dor la ea și ce dacă-i mai undă.
frumos, Rădulescu. Ai pe mine, 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 ai pe mine
Dar la Dumnezeu mai mult, de la El mai puțin, să trească la mulți ani, să fie sănătos. Te devă să dă mult mai bun. Păi ia șăla, Cato Cristi, ți-ai mai dat strii șăla în Cato Luci. O, Deu, te ajut bine că ne trăim. Te devă să mai bun să adeasă-o. Major, major. Da, până doi, până doi, până doi. Nu, cum să nu, să nu. Păi ar trece la programul vostru. Nu-i regele lui. Mai zice la semnal, la microfonul semnal. Viorile, cea mai frumoasă piesă pentru David, să trească! Faceți-o cum să zicem. Se dau milioane de oameni de la Nicușor. În cinstea mililor. Pentru cumnatul lui, aduceți-o cum să pentru toată lumea prezentă! Iau! Salut, doamna Baba, lu Armando, și de la Liuba și Ștefan. Două, trei, trei, toate puțin din coloană, mai coace, sau ce faci ce au. Auz! Eu
să-ți fii sigur. Vine forța! Mișto, vine omul, umbral! Haide, haide! Este fratina, toate familia ta! Mulțumim de înțelegere! Marșu! 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 Marșu!